Dacă îl căutați pe Bacchus, îl găsiți în aceste zile la Focșani. Acolo s-a dat startul Festivalului Internațional al Viei și Vinului Bacchus 2012, un festival ajuns la cea de-a 20-a ediție. Ieri a fost prima zi de sărbătoare în care s-a dat cep la poloboacele pline cu licoarea lui Bacchus. Așa că până duminică Focșaniul va fi capitala vinurilor românești. Evenimentul va fi presărat cu concerte, dansuri și multă voie bună. Caravana lui Bahu s-a poposit la Focșani, iar cu această ocazie vinul nou a curs în pahare. Așa, și acum să curgă vinul, tragem tare de el. După un păhărel de vin, Bahu era cât pe ce să cadă de pe scenă. Fac vinul atât de bun. Nu, încă Bahu nu s-a îmbătat, dar nu mai are loc. Mulțumesc, domnule președinte, mi-ați salvat viața. Festivalul de la Focșani are drept scop promovarea vinurilor atât în țară cât și peste hotare. Vinurile astea în care s-au băut aici în Focșani au ajuns încă de anul trecut, știu asta, departe, tocmai din meleagul Lichinii. Cum e vinul anul ăsta? Foarte bun. E bun? E bun. E anul ăsta sau e... E de anul ăsta. Ce bem? E, ce să bem? Tulburel, băierule! Ce să bem? E bine? Ai... Ne mai pomeniți, dar stai că n-am dat tura pusă! Pastrama cum e? Pastrama delicioasă. Ce-ați mai mâncat? Am mâncat pastramă, mici... Mai puteți? Încercăm să supraviețim. De când? De dimineață? De dimineață, bineînțeles. Până dimineață? Și până duminică dimineață. Din programul festivalului nu va lipsi concursul național de vinuri Bacchus 2012, concursul de gastronomie Bucătarul de Aur al municipiului Focșani, dar și concursul național folcloric Cântece de Viță Veche. Iar atmosfera de sărbătoare va fi întreținută de numeroși artiști din muzica populară, dar și din muzica ușoară românească. În cele câteva zile de festival sunt așteptați peste 120.000 de oameni, mai ales în ultima seară, care va culmina cu un concert lui Bega și un foc de artificii.